Astăzi ne aflăm în Zurich, în Elveția, și de această dată sunt singur. Și o să vedeți de ce pe parcursul acestor vloguri pe care o să le fac atât de aici, cât și din destinația finală, pentru că da, eu acum sunt aici în tranzit pentru câteva ore, am o escală după care merg în destinația finală. Bun venit pe aeroportul din Zurich. Și acum mă îndrept către tren. O să iau de aici din gara Bahn Train, care mă va lăsa fix în centrul orașului. Și arată centru comercial, pentru că vis-a-vis de mall este un centru comercial și de aici o să cumpăr biletele și să vedem unde găsesc acest tren. Văd că scrie acolo Bus Station Tram. Cred că cu ăla o să merg. Așa arată aparatul. Mă pune să dau 3,5 și fac 12 minute. Ok, am luat biletul. Trebuie să merg la poarta numărul 3. Am plătit 7 franci elvețieni. Și așa, după cum spuneam, o să am o escală aici de câteva ore și o să mergem puțin prin centrul Zurichului, după care o să ne întoarcem la aeroport, pentru că destinația finală nu este aici. Așa arată trenul aici. Am făcut 10 minute pur și simplu. Am plătit 7 franci elvețieni. Aproape m-am pierdut pe aici, nu știu pe unde să mai ies, că e incredibil câte stații, câte pasaje. Și primul contact cu suprafața, cred că am ieșit undeva în centru aici. Cam așa arată Zurich la prima vedere. Aoleu, încotro mă îndrept. Și imaginați-vă că acesta este unul dintre cele mai scumpe orașe din lume. Și am început vlogul în aeroport, iar vlogul acesta se va termina când voi ajunge la destinația finală, care este departe de aici. Și prima dată când auzisem de Zurich, credeam că e un oraș foarte mare, plin de zgârie nori, dar nu este așa, este un oraș cât Timișoara sau chiar mai mic decât Timișoara, pe care îl puteți face la pas foarte ușor. Acum sunt la râu, cred că e, râul Limat. O să trec acest pod pentru că pe partea cealaltă o să fie centrul vechi. Foarte multe lume. E chiar un oraș super animat, cu multe cafenele, mulți tineri. Zărim de aici și alpii elvețieni se văd. Așa arată orașul Zurich. Un oraș foarte scump, atât ca și turist, vede simți chestia asta, cât și ca localnic. Și se spune că doar celor care locuiesc aici în Zurich le place acest oraș, iar restul țării nu ar vota cu el dacă ar fi să se facă un clasament al celor mai frumoase orașe din Elveția. Și după cum puteți observa, aici în centrul vechi nu sunt clădiri foarte înalte, iar cele mai înalte clădiri sunt aceste biserici. Nici o clădire de aici nu este mai înaltă decât biserica. Haideți să explorăm centrul vechi al orașului Zurich. Foarte multe biciclete, este foarte curat, totul foarte bine pus la punct. Se spune că aici prețul unei locuințe este de aproape 2 milioane de euro și o locuință destul de mică, iar chiria poate să ajungă și până la 2-3 mii de euro. Da, foarte frumos! Bun venit în Zurich! Aceste clădiri tipice Elveției, foarte bine conservate, foarte bine păstrate. Cred că o să intrăm pe undeva pe aici și o să ne pierdem puțin pe străduțele acestea din centrul vechi. După care vom merge din nou la aeroport, vom avea alt zbor și vom ajunge mâine dimineață la destinația finală. Este o destinație surprinzătoare, este un vis de-al meu devenit realitate și o să vedeți cum am ajuns, cât a costat și despre ce locație este vorba. Se spune că dacă ești puțin mai rapid, poți să vezi principalele obiective turistice de aici din Zurich în 2 ore. Și aici avem lebăda.
poate să-mi spună și mie cineva, stația asta e cumva o stație unde vine vaporul sau că nu înțeleg, oamenii stau aici, nu știu dacă așteaptă ceva sau pur și simplu stau să se relaxeze. Ce priveliște au oamenii ăștia, incredibil, ce priveliște frumoasă au de aici, de la geamurile locuințelor. Ia uitați ce clădiri frumoase, ce detalii, ce balcoane. Restaurant superb aici, se vede și biserica în spate și cealaltă biserică, mai avem încă o biserică aici. Ia uitați lebedele. Iar un lucru foarte interesant aici în Elveția este că nu trebuie să cumpărați apă de la supermarket, puteți să beți apă din aceste fântâni. Sunt foarte multe fântâni și apa de aici peste tot este potabilă. Am prins apusul. Iar acum, la apus, cade lumina atât de frumos pe aceste clădiri. Da, mulți spun că este un oraș foarte frumos. Alții spun că este un oraș plictisitor. Acum, fiecare cu părerea lui, părerile sunt împărțite și despre acest oraș. Ce este sigur este că acest oraș nu arată așa cum ți-l imaginezi. Aici fiind orașul banilor, orașul băncilor, orașul aurului și orașul, să zic, al corporațiilor, pentru că eu așa mă gândeam, și că aici voi întâlni clădiri, zgârie nori, foarte înalte, oameni cu servieta care merg la birou, îmbrăcați la costum. Și când am ajuns, îmi dau seama de fapt că este un oraș cu clădiri tradiționale, cu arhitectură frumoasă, nu prea înalte. Și avem aici poliția cu barca. N-am mai văzut poliția cu barca într-un oraș din Veneția. Ce priveliște frumoasă! Până acum nu pot să vă zic prețurile pentru că nu prea am văzut, dar o să mă așez și eu la o cafenea mai târziu puțin când se duce lumina. Ce pot să vă spun este că am plătit 35 de lei pe un bilet de tren pentru câteva stații. Am mers 10 minute de la aeroport până aici în centru și am plătit 35 de lei un bilet care are valabilitate de o oră. Și de aici o să plec într-o locație cel puțin la fel de scumpă, precum Zürichul. Ce vibe plăcut are! Eu nu aș spune nici de cum că ar fi un oraș plictisitor, ci deopotrivă, mi se pare un oraș destul de animat, cafenelele sunt pline, sunt multe restaurante, deci n-aș spune că e plictisitor, dar această caracterizare au făcut o parte din localnici. Ca și simplu turist, pentru câteva ore când te afli aici, ți se pare totul foarte, foarte frumos. Dar ca și locuitor, probabil că atunci se schimbă situația. Uitați ce arhitectură și ce culori frumoase au aceste clădiri, plus biserica de aici de lângă mine. Sunt foarte multe restaurante pe aici, dar din păcate nu au meniu afișat afară. Să-mi fac și eu o idee. Acum am mers pe aici printre străduțe să vedem unde ieșim. Și cred că ne întoarcem undeva înapoi la râu. Miroase foarte bine. Ia să vedem. Puneți pauză și vedeți prețurile că sunt mari. 88 de franci elvețieni. Și e 5,2, 5,3, cam așa, francul elvețian. Este foarte scump. Aici s-a întâmplat ceva. Vedeți și în Elveția se întâmplă. Și hai să mergem în centru vechi vis-a-vis de râu. Uite aici cum stă întins pe jos. Ce frumos e aici. Mamă, ce clădire frumoasă. Superb. Impresionat de Zürich, îmi place. Aș sta pe aici câteva zile, doar că e foarte scump. Dar în rest, aș sta să-l vizitez la pas. Deși este mic, s-ar putea să fie mult câteva zile. Să vă arăt acum o piață foarte frumoasă, care arată fix așa. Acest copac este ca cireașa de pe tort. Costurile acestei călătorii o să vi le spun când o să ajung la locația finală și o să vedeți ce prețuri am găsit pentru avion, pentru cazări, pentru tot. O să rămâne șocați pentru că, în general, acestea sunt destinații foarte, foarte scumpe. O să am un zbor de 4 ore de aici și sunt curios dacă puteți să ghiciți măcar țara unde voi zbura. Și este un loc
unde de mult voiam să ajung și acum visul meu a devenit realitate. Mâine voi fi acolo. Haideți să vedem dacă reușesc să aflu câteva prețuri aici în Zurich. Cam astea sunt prețurile aici. Deci ați văzut, 20 de euro o pizza, 6,50 euro un hot dog, 10 euro un burger. Și am zis euro, dar de fapt erau franci elvețieni. Dacă era euro era mai bine, deoarece francul elvețian are un curs mai mare decât euro. Cum sunt în centrul vechi, mă plimb printre aceste căsuțe tradiționale. Arată foarte bine centrul vechi, este foarte bine conservat. Câteva restaurante din acestea cochete, micuțe, unde lumea servește un vin, o cafea. Avem acolo o vacă pe balcon, e Heidi. Este țara ciocolatei și așa arată una dintre cele mai animate părți de aici. Cea mai vibrantă stradă, să zic așa. Și am comandat o limonadă aici la un bar tradițional, fix pe malul lacului, să vedem cum o să fie. Și așa arată limonada aici. Mi-a adus-o în sticlă și un pahar cu gheață. Hai să vedem cum este și cât costă, mă interesează la final, chiar sunt curios. Nu este rea, dar nu este cum e la noi limonada clasică. Pur și simplu e ca un suc de mandarine. Dacă ne uităm aici pe bon, costă 7 franci elvețieni. Asta înseamnă aproape 40 de lei. Această limonadă, cum zic ei, de mandarine. Așa arată orașul seara. Ați văzut, acea limonadă a costat 7 franci elvețieni. Nu a fost cine știe ce, dar locația a fost drăguță, fix pe malul apei, în centru vechi, a meritat. Acum mergem către aeroport. Și am luat bilet, mă îndrept către aeroport, sunt în stație și aștept numărul 10 care vine în 3 minute. De aici am luat biletul și a costat 7 franci elvețieni. Și ce îmi place aici foarte mult este că oamenii sunt foarte, foarte amabili și de câte ori întreb câte ceva, imediat sar să mă ajute. Vine tramvaiul, așa arată tramvaiul cu care o să merg, tramvaiul numărul 10. Am ajuns înapoi la aeroport. Am făcut în jur de 30 de minute cu tramvaiul și acum mă îndrept către terminalul de plecări, unde voi aștepta zborul. Acum să vedem unde este terminalul de plecări, pentru că aeroportul ăsta e destul de complicat. Mergem la poarta de îmbarcare. Cred că ăsta e avionul de aici. Am la poarta A84. Plecăm din Zurich și mergem în următoarea destinație, unde va fi și destinația finală. Și acolo voi sta 4 zile. Am urcat în avion, a început și ploaia, să vedem cum o să fie la noua destinație. Am văzut că sunt până în 10 grade și dacă plouă, cu atât mai frig.
vine să cred că am ajuns după 3 ore și 20 de minute de zbor. Un zbor foarte plăcut cu Swiss. Am avut breakfast, am avut două gustări. Chiar foarte confortabil și servicii de calitate. Acum trebuie să iau un autobuz să mă ducă fix în centrul orașului. Și acum am identificat stația. Se află vis-a-vis de aeroport. Am înțeles că acolo trebuie să fie un aparat unde poți să plătești tichetul și mi-a zis un localnic că dacă nu funcționează să iau autobuzul, o stație, să cobor și să încerc la următorul aparat. În momentan nu văd niciun autobuz aici. Există două posibilități, cred că 24 și 26. Dar voi sta aici în stație și o să văd când vine. Văd că sunt singur aici. Las bagajul frumos și încerc să plătesc. Ia să vedem. Sunt 12 grade acum. Pare că ar funcționa. English. Single ticket. 44 de NOC. Nici nu știu cât înseamnă asta. Credit card. Și trebuie să apropii cardul. Ia să vedem. Ia să vezi că a funcționat. Dar nu știu cât înseamnă 44, sincer. Bun, și acum așteptăm autobuzul. Așa arată harta cu mijloacele de transport în comun. Există și o aplicație pe care o puteți descărca. Vine autobuzul numărul 24, a sosit acum în stație. Și gata, mă aflu în autobuz acum. Și o să merg până în centru, după aceea o să vorbesc la cazare să văd dacă e camera gata. Și dacă este, mă îndrept spre cazare. Dacă nu, o să mai stau pe acolo prin centru până se eliberează camera. O să vedeți și o cazare deosebită pe care am ales-o. Cât de frumos este aici. Superb. Nu se compară cu nimic altceva ce am văzut până acum. Este cu totul diferit. Un alt sentiment, un alt vibe, un alt oraș. Oamenii sunt diferiți. Da, îmi place foarte mult și abia ce am ajuns. Am coborât din autobuz și am ajuns în, aproape de centru, unde să încerc să iau legătura acum cu proprietara cazării. Încă nu mi-am pus la valierele, să aud de puțin vântul, o să mi le montez imediat. Vreau să vă spun că sunt fascinat de acest oraș. Îmi place extrem de mult. L-am văzut așa puțin din autobuz, casele superbe placate cu lemn. Aici nu au curțile îngrădite, ceea ce îți dă o senzație așa de libertate. Gazonul tuns perfect, superb, superb. Și chiar dacă mă repet, Tromsø nu se compară cu niciun oraș pe care l-am vizitat până acum. Și probabil că Norvegia nu se compară cu nicio țară pe care am vizitat-o până acum. Să nu mai zic câte mașini electrice am văzut. Cred că n-am văzut în viața mea atâtea mașini Tesla câte am văzut aici. Astăzi este ziua de acomodare aici în Tromsø. Și de zilele următoare o să vă arăt și prețurile, o să vă arăt și alte obiective turistice de aici. Hai că dă mașina peste mine. Am de gând să fac și o drumeție, am de gând să merg prin supermarketuri să vă arăt cât este de scump sau de ieftin acest oraș și să văd ce mai reușesc să fac. Poate găsesc o excursie, să merg cu vaporul să văd fiordurile, dar așa în mare. Este un oraș scump și, da, vă las să descoperiți
în vlogurile următoare să descoperim împreună, dar e foarte frumos, merită din plin o vizită aici, măcar o dată în viață, să veniți aici, în Tromsø, cel mai nordic oraș care are și peste 50.000 de locuitori. Nu este cel mai nordic punct, dar este cel mai nordic oraș cu peste 50.000 de locuitori. E aici o telecabină, ceva, un telescaun și aș vrea să ajung pe jos pentru că văd că nu funcționează și o să întreb la cazare dacă pot să parcurg această distanță pe jos, să fac o drumeție. Și rămâneți până la finalul vlogului că sunt tare curios dacă aici se întunecă. Ar trebui să fie câteva ore de întuneric spre dimineață. Dar chiar sunt curios să testăm pe la, nu știu, un două dimineața, așa să vedem cum este. Așa că rămâneți până la final pentru că o să experimentăm și o noapte polară. Un alt lucru foarte interesant pe care o să-l vedeți doar dacă vă abonați și dacă dați like la acest video și activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când o să-l postez, este faptul că voi locui 4 zile într-un loc inedit și anume voi sta într-o casă, voi locui cu o familie de norvegieni timp de 4 zile. O să vedem o casă tradițională și vedem cum trăiesc oamenii aici. Și pentru că trebuie să fac check-in-ul la ora 5 și ora 1, am fost la magazin și mi-am cumpărat o sticlă cu apă la 0,5 și un sandwich, nu știu cu ce, cu carne de pui, cred că nu înțeleg. Ăsta a fost 40 redus, 50%, și cu apa 10 am plătit 50 de noci, nu știu cum să le zic la plural. Asta înseamnă undeva la 20 și ceva de lei, este chiar foarte, foarte bine. Ia să vedem cum e. E pui. Pui cu salată, cu roșie și cu ceapă. Nu e rău. Și priveliștea care face toți banii. Îmi place foarte mult aici. Uite așa în mare cam cât sunt prețurile aici. Puneți voi pauze pe video și vă ia groaza. Foarte frumos restaurantul, dar foarte scump. Ce-ți poți dori mai mult de atât? Tromsø. Sus aici aș vrea să ajung. Aici aș vrea să ajung. Și o să ajung în următoarele vloguri. Iar așa arată aici. Superb. Liniște și foarte frumos. Ce apă limpede. Și podul ăsta e foarte, foarte interesant cum coboară aici. Iar Tromsø mai este denumită și capitala arctică. Așa arată partea mai puțin turistică a acestui oraș. Și ca să vă spun drept, mie asta îmi place cel mai mult. Asta pe unde nu sunt străzile asfaltate, pe unde se lucrează, mie asta îmi place. Așa visam că va fi și așa este aici. Superb este. Nu am cuvinte. Iar podul e imens. Iar acum mă îndrept spre cazare pentru că se apropie ora la care trebuie să fac check-in-ul. Se pare că am ajuns. Ăsta este cartierul, iar aici casa de sus albă este casa unde voi sta. Iar jos se vede apa. Incredibil de frumos este. Abia aștept să văd camera, să vă întâlnesc cu familia. Foarte tare. Am înțeles că sus la etajul 2, la camera 14. Așa arată camera. Micuță.
cu priveliște către oraș de o persoană. Cam chiar. Ce ziceți? Și avem și bucătărie. Și ce priveliște de aici din bucătărie. Bucătărie complet utilată, living. Un puțin cam răgușit. Un fel cu priveliște, șemineu, terasă. E o casă tipic norvegiană. Așa arată baia. Bun, și cu priveliște asta de la geam, vă spun că închei vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Am început vlogul ăsta în București, de fapt, l-am continuat în Zurich și l-am încheiat aici, în Tromsø. O să vină vloguri foarte frumoase, așa că rămâneți alături de noi, chiar dacă fac doar eu vlogurile, și să sperăm că vă plac. Dar o să avem de vizitat mâine foarte multe obiective și vor fi interesante. Așa că pe data viitoare. Și așa cum v-am promis, am mai ieșit puțin la miezul nopții. Este ora 11, să zic așa. Singura chestie este că sunt foarte mulți nori, de fapt. Că altfel ar fi fost mult mai multă lumină afară. Dar dacă se mai duc norii, o să filmez și din camera de acasă. Să vedeți cam cât de lumină este în perioada asta, noaptea. E fix cum e la noi, la apus. Când încă mai e puțin așa soarele pe cer și nu e complet întunecat. Cam așa este. Foarte mișto senzația asta. Și mă apropii de casă. În continuare, este ora 11. Și așa se prezintă lumina la această oră. Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights.